Da, vedeți că am și găsit-o, pe toată lumea întreabă acolo despre fata de la kebab. Vreau să te întreb ceva. Fiți atenți, bă, muncul aici, fiți atenți, bă, biserică, bă. Fiți atenți, bă, băiatule, bă. Bă, nu știu, mă, n-am cu nimeni nimica, bă. N-auzi cum sună, muncul, bă. Ce ești, mă, băiatul? Vreau să-mi trag centura când am văzut poliția. Ghișe, frățiuere, nu se poate. Ghișe, fiindcă mi-am pus usa de scaun păstă centură, băga mea și gura mea. Salutare băieții și băiețoaicele, coleguții, colegoaicele și bine v-am găsit la un nou vloguleța. Băieții și fetele, astăzi suntem în Little Caru personal. Ne îndreptăm spre sediul companiei la oră de 7:30, precum e la Cluj, hecto mega aglomerat. Mergem să facem o treabă mai complexă astăzi, luăm un camion, îl descărcăm undeva lângă Cluj-Napoca, înspre Huedin, iar după aceasta vom lua alt camion și vom merge la Washington City. Stai acolo, stai cu Merciulica să vedem ce se întâmplă în această cursă. Nu știu ce să zic, dar eu mă strădic am, băieții, mă, să-mi bag piciorul dacă nu. Bă, fraților, când iau câte o cruce de asta, câte o cruce, fii atent, deci deja, nu știu, nici nu mai știu cum să vorbesc, fraților. Fiți atenți, bă, muncul aici, fiți atenți, bă, biserică, bă. Fiți atenți, bă, băiatule, bă. Bă, nu știu, mă, n-am cu nimeni nimica, bă. N-auzi cum sună mâncul, bă. Deci, bă, băiatule, când mă sună într-o cabină de asta făcătoare de minuni, cu cruci, cu boca, ghicitorul în stele, cu toți oamenii ăștia, toți băieții, efectiv, fraților, îmi vine să-mi bag piciorul, dacă nu, mă. Aduceți-vă voi de aminte cabina lui Monica. No, cabina lui Monica, mă, care le avea pe margine, bă. Bă, dacă îmi dai așa dita mai rozarul și se bate de parbriz și aici o bucată de lemn, făcătorul de minuni, care se bate de parbriz și, bă, pe mine mă înspăimântă cabinele astea când văd aici atâtea desenii de astea făcătoare de minuni, nu știu, eu nu pot să înțeleg, nu am, fiecare în ce cultură o trăi și în ce crede, nu știu, eu nu cred în chestii de genul, dar cel puțin pe mine personal mă seacă chestiile astea. Nu știu, frate, dacă îți pui cruci de ăștia de lemn și iconițe și chestii, ce se întâmplă, frate? Mere altfel camionul, eu nu pricep, na, poate că-s hater, da? După cum v-am spus, mă, fraților, pe mine mă seacă chestiile din genul. Bun. În acest moment, mă, băieții, după ce m-am răsuflat de chestiile astea, mă duc, precum v-am spus, am luat primul camion. Păi ce ai făcut, bă, nene, bă? Pă, în față avem crucea făcătoare de minuni, dincolo avem icona. Și aici avem pe domnișoara dezbrăcată la țâțile goale pe scaun. Bă, frate, nu știu, aici deja ne contrazicem noi pe noi. Pe ori suntem vagabonți, ori suntem credincioși. Interesantă cabină, interesantă poveste. Da. Mergem, băieții, avem o livrare specială într-un sat lângă Cluj, mai exact la Suceagu. Ați fost voi să livrați vreodată la Suceagu?
Eu până am nici nu știam de satul ăsta Suceava, că există aici lângă Cluj cu această denumire, că nu am fost pe partea aia. Și ca să vedeți, sunt și multe firme în Suceava, până și spital are Suceava. Deci, power to the people. Da, ne vom chinui cu pași mărunți să trecem Baciu, ultima bucată e drum aglomerată, am scăpat de Bulevardul Muncii, care e la fel de aglomerat, o altă parte e centura Clujului, am mai avem, teoretic n-ar trebui să am de fapt pe sensul ăsta, la ora dimineața aglomerat, teoretic e pe intrare în Cluj, eu ies din Cluj. Mergem frumos, facem livrare specială la Suceava, imediat după ce trecem pe lângă domnul autobuz, care nici măcar nu iasă de tot în stație, dar după ce? După ce v-a făcut domnul nostru Emil Boc alveole să stați cu o roată pe drum, mâncauați cardanul la camioane. Bun, eu dăm înainte, mă băieți, pe pitei că și acolo înainte de a ajunge la Suceava City, dăm drumul la camp again. Hai, mamă! Unde m-o trimă Sergiu cu sălărița, știți voi pe Sergiu? Sergiu nostru, dispatcherul nostru, băietul nostru. Tocmai ce m-o trimă aici la Suceava City, mâncu, vă să lucră pe intrare în Cluj, pe Baciu, pe sens invers. Imediat ajunge coloana aici la intersecția cu Suceava. Bă, băiatule, bă, că aici crește pateu, bă, până mă întorc eu înapoi la ferma de animale. Extra fucking dibil. Ia uitați, bă, băieții, bă, intersecția cu orașul Suceava, unde este și spitalul Medicover. Am spus eu, bă, că e oraș aici gard în gard. Punem aici, punem aici îndrumătorul și deschizătorul de trasee. Dăm drumul la semnal stânga să vadă participanții din spate de la trafic, că ne băgăm aici. Aici așteptăm frumos, 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 până vin mașinile, mașinițele din față. Am dat o ridicare de cura capului tractor fixată din buton, deoarece și prin urmare este un ansamblu mega și se freacă de șasiu. Am încurcat tot traficul. În acest moment pe 7,5 tone interzis 7,5 tone ne continuăm deplasarea înspre adresa de eliberare, fiindcă deoarece și prin urmare în Românica nu avem efectiv pe unde să efectuăm livrări fără a avea de-a face cu o bucată de interzis. Și sunt, bă, băieți, dacă ne uităm aici, sunt companii. Bineînțeles că sunt. Și exact compania unde trebuie să mă duc eu e pe interzis. Dar ce să știi face? N-ai ce să știi face. Fiindcă exact pe aici avem traseu și exact pe aici mergem. Vagon aproape până șanț. Caine stres, caine interes. Am pus GoPro făcător de minuni pe cap. Și cât ai zice peștie, spanacul nu mai crește. Pântrecăs pe 7,5 tone, știu că consătenilor nu le convine, dar totuși, având în vedere că în mijlocul satului ai dita mai compania, de ce ai pune 7,5 tone? Pe unde să mă pogor eu să ajung la această companie? Nu mă pogor din cer. Extraordinar. Bă, 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 bă. Vorovesc singur, efectiv.
Și aici bănuiesc că exact în acest loc ne cățărăm sus pe deal. Că dacă nu pe aici, pe unde altundeva? Ăla-i mă, băiatule, mă! Să lăsăm și portanta. Cred că s-a lăsat. Mergem, scapă gardul sau nu scapă gardul? Când nu scapă, vine cu noi. Scăpat. Apropo, am lăsat portanta din frâna de mână, fiindcă ăsta nu e un model care să avem buton pe telecomandă să manevrăm axele și atunci se poate lăsa portanta și din frâna de mână. Tragi de 3-4 ori frâna de mână și coboară prima axă din față înspre spatele vagonului jos, cazul meu. Bun, mă, băieții, oprim aici camera să nu avem probleme, fiindcă e un spațiu privat și vedem ce se mai întâmplă. Na, bun, bine, dar, mă, băieții, mă, am țipat și marfa jos. Și în momentul ăsta părăsim incinta companiei unde am descărcat, în oraș Suceag. Și acum ne pregătim să ne scoborâm. Și avem speranța să nu ne întâlnim cu altul pe urcare, că nu va fi frumos. Ne coborăm aici jos după deal în Suceag. Vreau să vă spun că nu este alt acces, bineînțeles că pe aici se vine pe 7,5 tone. Exact precum v-am spus. Puține zone în Românica unde ajungem până la finalizarea cursei pe sector de drum decât permis. Dacă încă ești aici și vrei să mergi cu mine mai departe la Iași și vrei să fii alături de mine, aș aprecia foarte mult să dai acolo butonașul de like. Dacă dai și o distribuire acolo să vadă și alți oameni contentul care îl creezi, îmi ești de foarte mare ajutor. Și dacă te uiți fără să te abonezi, la fel cum spun de fiecare dată, să te mânce în cur. După chestia asta, mai aici și o rubrică dedicată unui coleg, din câte am înțeles și el, lui driver. M-a hate-uit un pic, spunându-mi că eu am impresia că le știu pe tătie. Și așa mai departe. Mă, tovarășe, vine acum numele tău, că vorbesc cu multe persoane pe platformele de socializare și am o problemă în a reține numele dacă nu interacționez mai multe ori cu persoana respectivă. Precum am spus și mă repet, nu mă dau ca și cum aș ști toate lucrurile. Nu sunt o persoană perfectă, sunt o persoană care am puțină experiență în spate și platforma asta e creată pentru a ajuta alte persoane care s-au început să-și dea seama cam ce înseamnă meseria asta de șofer de camion. Crede-mă că sunt multe persoane ca și tine, dar n-am zis că totuși să fac și câteva minuțele să vorbesc despre chestia asta. Tot timpul o să învăț, colegule, de la alții care probabil sunt mai tineri ca mine și am posibilitatea să învăț de la ei, de la alții care sunt bătrâni și probabil am de unde învățat de la ei. Niciodată n-am hate-ui pe nimeni, spunându-i că le știe pe toate, fiindcă fiecare își cunoaște experiența care o are, fiecare știe cel mai bine ce poate să facă. Și crede-mă, eu mă consider o persoană foarte capabilă în domeniul ăsta, având în vedere că am lucrat atât pe comunitate, cât și pe tour-retour, cât în ultimii 4 ani de zile, cât și pe intern.
am un pic de experiență, lucrez din 2008 pe camion și e și normal să am niște așteptări de la mine și degeaba încerci tu să bagi hâră, că pentru mine e egal cu zero părerea ta dacă ai o părere de genul. Și așa egal cu zero cum e, am dedicat câteva minuțele să-ți spun chestia asta. Și bineînțeles, și ție și altor care, persoane care nu le convin ceea ce eu postez pe canalul Miciulică Camionagii din România, puteți merge în altă parte. Probabil contentul ăsta nu e pentru voi. Cam asta e părerea mea. Și crede-mă că să faci un track vlog, crede-mă că e multă muncă, pe lângă faptul că trebuie să fii atent la activitatea care ți-o desfășori. Uite camionul care am venit ieri, tocmai pleacă. E o treabă foarte complexă să faci un track vlog, crede-mă. E o grămadă de timp investit în chestia asta. Sunt multe ore de editare, sunt multe ore de filmare, per total. Crede-mă că chiar e o muncă care eu o fac separat. Și crede-mă că în momentul în care primesc apreciere, îmi dă motivația să merg mai departe. Și atâta timp cât mă duc mai departe, înseamnă că am apreciere. Asta e numai așa, câteva minuțele pentru tine, haterul meu. Și când zic pentru tine, haterul meu, nu e numai pentru tine, e și pentru alții care ne găsim numai așa să hate-uim fără să o calculăm un pic. Eu dăm mai departe, mă băieții, revenim la ale noastre. Mergem și ducem camionul ăsta înapoi la ferma de animale. Nu știu exact dacă s-a eliberat aici traficul în față, fiindcă nu m-am uitat pe Waze, nu m-am uitat pe Maps să-mi fac o idee, oricum la ce mă ajută, fiindcă pe aici trebuie să viu, dar deja fiind pe aici, pe sens invers, în bucata asta erau mașini oprite, deci cred că s-o mai fi deblocat între timp traficul. Bun, hai că ne teleportăm instant din camionul ăsta în celălalt camion. Bang! Am schimbat cabina! Bineînțeles, nu-i o mare avansare din ce m-am dat jos și din ce m-am urcat. Se pare că în această cursă pot ținem numai parable. Asta e, mai sunt și de astea, din păcate. Vreau câteva care mai au încă 5 curse și le casează ai noștri. Stentă cu cabină micuță. Asta nu-i camion de ăla cu puterea lui Boca și cu extraordinar, exact când am spus de Boca, bă, deci nu vă vine să credeți, direct la el m-am uitat. Direct la el m-am, ia uitați-ne, l-a ascuns colegul pe Boca. Asta ne se vede? Ia uitați-ne, l-a pus. Uitați-ne, l-a pus colegul pe Boca, cine, hai să-i dăm niște spray. Bang! În acest moment, mă, băieții, am ieșit din Iclot. Ia să luăm ăsta de aici, gândești că mă freacă la ochișori, că mi se hunțuța ce. Trebuie să ne oprim undeva să ne luăm o mirositoare de cabină, să schimbăm un pic aerul în cabină, inside. Fiindcă, deoarece și prin urmare, este așa un pic de aer închis în cabina asta și nu-mi place mie. Atunci îl mascăm cu ceva de reauă. Da, referitor la DRE, este un transport complet de ADR pentru Washington City, precum v-am spus, eu dăm pe piticuță cu camionul cu masă albă, o luăm către Washington. Avem decât o livrare, să facem acolo o intrare cu The GoPro 360, acolo unde e schema aia cu rupere din 15 bucăți, să vedeți mai bine ce se întâmplă în momentul în care
facem manevre de genul, ia ne oprim aici, să ne aruncăm un pic gauzele, că am făcut un pic de curățenie prin cabină, știi, să arunc din gauze. De îndată ce trece tot Clujul către de la Dej încolo, ieșim și noi și ne continuăm deplasarea. Vreau să vă spun că, virgulă, cu acest camion la Cluj mi s-a închis cu cheia în contact. Bine că am fost la firmă. Când se morc în el, surpriză, o Kinder cu surpriză, s-a închis cabina. Nu, no, vedeți voi că la firmă am putut să mă descurc. Dar sper să nu cățesc chestia asta pe unde voi fi plecat, fiindcă deoarece și prin urmare, ce mă fac? Sparg un geam, sparg o trapă, ceva trebuie să sparg să ajung. Da, deci având în vedere că vom avea traseu pe partea de Bangladesh și vom trece prin Dej, precum spune unul dintre tovarășii mei maraton, cum îi spun eu, de la Bangladesh, ce facem noi când trecem pe la Bangladesh? Înspre Bistrița, mai exact, că pe acolo se află fetele de la limita de județ. Ne oprim pe la fetele de la limita de județ să băgăm aine kebabăm și să ne pună fetele în straiță. Vedem, poate ele și filmăm, să vedeți ce fete frumoase sunt acolo, dacă vor să stea la filmat și nu e aglomerație să le incomodez. Apele și filmăm pe fete, să vezi ce fete frumoase avem noi aici la Bangladesh, care fac și mâncare bună pe câte-s de frumoase. Bun, hai să o dăm mai departe și dăm drumul la cheam acolo, că suntem la fete și ne luăm de mâncărică și după aia mai punem camera, că avem traseul șmecherie pe tihuța și vă mai povestesc și băieții cu una alta. Vedeți că am și găsit-o, pe toată lumea întreabă acolo despre fata de la kebab. Vreau să te întreb ceva. Ți-a mai spus că faci cel mai bun kebab din România? Da, având în vedere că păi nu trebuie. Nu, nu. Trebuie să-mi spui exact cum îmi spui de fiecare dată. Ai spus către mine ultima dată. N-ai cum, bă, băiatule, să te oprești la fete să nu mănânci. Ia le direct două bucăți ne-am luat, băieții. Ați văzut, deși nu prea au vrut fata să o filmăm, până la urmă am reușit să o și filmăm, că merită, că face o mâncare superbă. Ia uitați. N-ai cum, bă, dar n-ai cum, bă, frate, bă, să nu te oprești, să nu mănânci aici, fii atent. Ce, mă, bă, deja îmi plânge în gură, mă. Extraordinar. Nu știu, pe cum v-am spus, la ieșire din Dej, cum mergi către Bistrița, la limita de județ. Best kebab. Să avem poftă. Bun, bine, dar mă, băieții, de îndată ce se poate, decolăm. Chiar în acest moment se poate. Vă dăm frumos pe piteicuță, plecăm frumos regulamentar. Și așa se trece pe lângă limita de județ, pe la Dej, cu clansoni. Să știe fata că face mâncare bună. Bun. Mă, băieții, în acest moment os pornim mai departe, suntem sătui, ai 2 ceas. Eu m-am mâncat prima dată de dâra, că știam că trec pe aici, pe la limita de județ, și mă opresc să-mi iau să mănânc, că nu mai puteam de foame. Și nici nu vreau să mănânc altceva, că am avut posibilitatea să mănânc altceva, dar am mâncat, m-am ținut până aici. Am băgat un kebab de amucrăp. Beau frumos și una bucată suculeț gazos, că stea așa măr, dacă nu bagi un suc gazos după, nici când ai, cum să spui, e orgasmic să faci așa ceva. Da, bun. Vă pun eu locația prin link în descriere, dacă vreți să veniți aici la fete, să mâncați de fapt la fată. Că erau fete, dar una dintre ele mi-a spus că e la facultate și din păcate nu a mai putut să continue jobul. Bun. La fel de drăguț era și alaltă. Bun. Și la fel de bună mâncare făceam. Hai să i-o dăm pe piteică mai departe, că
Bistrița și eu dăm drumul mai departe la Vlăguleț, când eu dăm sus pe Bârgaie, pe munți, pe acolo, pe unde e frumos. Pentru frații ăia mei cu capul pe umeri, care mă strigați prin stații și nu vă răspund, bă, uite de-aia, mă, nu răspund, mă, că amânii vreau să vă spui adevărul, adevărat, mă. Ia uite ce camion frumos, uite ce camion frumos, uite ce camion frumos, uite-l ai. Ați văzut, nu? Camionul de la TTA. Ce frumos e frumos. Bun. Asta vreau să vă spun, mă, băjeții, că ghicem țin stația oprită. Bă, uite de-aia, bă, am un ea, mă întâlnesc cu un camion, mă întreabă frumos, fratele, uite, noi minte este la Bistrița, da? Mă întreabă dacă avem ce, dacă cumva viu de către Baia Mare. Îi spui că viu de către Cluj și având în vedere că până la deja am avut și va avea același traseu cu mine, am spus frumos, colegule, hai mă acolo, după de este ce trebuie mișcare, liber până la Iași. Pula mea, încă o 40 minute e condus, e liber traseul. După ce gata povestea, n-au zis că se eliberează stația, putem asculta și noi un radio, nu mă frate, continuă să întrebe, mă, coleg care vine de la Baia Mare, coleg care vine de la Baia Mare, coleg care vine de la Baia Mare, un coleg dacă m-aude, un coleg dacă m-aude, un coleg, bă, bă, dar eu nu înțeleg chestia asta, bă, fraților. Bă, când ai aflat pe vreo 50 de kilometri ce-i față, oricum se poate schimba instant situația, ai aflat pe vreo 50 de kilometri, fraților, ce aveți pe următorii 50 de kilometri? Bă, ce te interesează pe tine cele 200, mă? Că tu ajungi la 200 km în 3 ceasuri, mă, se poate schimba de 100 de ori, având în vedere că și în fața ta se poate schimba traseul. Bă, deci eu genul ăsta de coleguț care efectiv disperă stația și mulți îi țin stațiile închise exact pe chestii și discuții inutile. Apoi ea care s-apucă și povestesc în pula mea, care n-au nicio treabă, frate, s-apucă din încărcări, descărcări, n-au nicio treabă, frate, cu traseul. Apoi eu pe ea nu-i suport, mă, fraților. Fuh! Asta nu așa o paranteză, că și asta am dat-o din gât ca la început aia cu, aia cu haterul. Bă, stația asta e făcută și o avem pe drumuri, să comunicăm unii cu alții, să ne cerem ajutor în a ajunge în anumite locuri unde probabil găsim pe cineva din zonă și ne poate ajuta, sau să aflăm informații despre traseu, bă, fraților. Dă-le-n pula mea de povești inutile și dă-le-n pula mea de întrebări, ce acum apăstăm peste 5 ore înainte pe traseul tău, răspundea și altul că e liber până la Viena. Bă, bă, frate, e liber până la Viena, că nu e liber în următoare 50 de km la ceea ce zici tu, decât au fost când ai trecut. Dă-o în curhaz. Bun. Bă, băieții, suntem imediat la Bistrița, precum v-am spus. Deși am zis că nu mai dat drumul la cameră până pe Bârgaie sus pe munte, uite că am mai dat drumul, oricum adunăm minute ca să nu ne certe domnul nostru Mugurel. Că nu băgăm aici minute în vlog și că le scurtăm și le ciupim și le șutim. Deși celălalt vlog a fost mai slăbuț, că a fost pe poveste, pe cum am ajuns eu șofer, am prevenit de la început că va fi un vlog mai ciudățel, dar l-am făcut că mi s-a cerut. Vlogul ăsta din nou va fi și este un vlog mai complex, punem și 360, precum v-am spus. Să mai spun încă o chestie, pentru cei care vreți să interacționăm live, m-am apucat de făcut live și pe TikTok și acolo povestim direct cum ar veni face to face, bam bam. Interacționăm acolo frumos, Mirciulica, Camionagiu de Românica sau Mirci Andrei, mă găsiți acolo, aceeași poză de profil ca și la Facebook am, ca și la Instagram și ca și la YouTube. Ne vedem acolo dacă vreți să-și prehănim. Adică să-și prehănim. Dacă vreți să interacționăm live. Bun. Băi, băiatule, bă. Ia uitați unde suntem. Tocmai trecem pe la intersecția cu Hotel Dracula. Dacă avem cumva urmăritori sau coleguzi pe zona asta și poți să spui și mie ce s-a întâmplat aici la Dracula, fraților, din nu mai nicio activitate, nimica. De aici mi-am cumpărat cană cu Ceaușescu, de o grămadă de chestii, tricou cu Dracula, cu... Nu mai este nimica, fraților, s-a ales praf acolo de... Castelul Dracula, era mișto cazarea, din câte am înțeles aici. Ce s-a întâmplat? Oare cine poate să-mi spună și mie că sunt curios? Nici nu-s 3 ani.
de când am fost ultima dată aici și era activitate și ce s-a ales praf, mă, păcat, mă, că e o zonă superbă aici. Pătihuța, pasul Tihuța, acum dă încă tăcota 1200, dacă nu mă înșel, precum se numește, dacă se numește altfel, să mă corectați că mai scapă și mie, că nu-s... N-am Windows nou ăsta actualizat și mai dau rateuri. E o zonă frumoasă pe aici pe la munte, mă, băieții, mă, am un ceapă și înverzaște natura, mă, e o perioadă anului splendidos. Ai impresia că renaști în fiecare primăvară. Am deschis pe aici camera să vă transmit salutări locale celor care sunteți sau ați fost prin traseele prin care noi umblăm și am umblat în acest vlog. Fratele vostru vrea să vă transmită de la strănută transmițări. Mamă, ce le-am pocit pe astea. Vă transmite salutări. Ia uitați lemnile, mă, băieții, mă, cum stau aici lemnile. Ne oprim sus la cotă să facem niște poze faine pe acolo la camionul ăsta bilionar cu care suntem. Ia uitați ce frumoasă e România. Faine pasul ăsta, în orice caz avem 41 de toni, mă, băieții, mă, cu autorizație scoasă. Avem 35 km la oră, abia suim pe aici la deal cu tonajul ăsta după noi. Să vedeți pe partea alaltă, când ne dă în drumul 500 prindem până în Batra Dornei. Colonzare, se vede zăpadă încă ca fiind pământ. Frumos. Într-o altă viață cred că am fost mocan și am trăit la munte. La cât de mult îmi poate plăcea muntele. Totul că așa e, să mai ajunge cine să mă duc până acolo pe vârful ăla de munte pe jos. La câte am văzut că se întâmplă mai nou cu oamenii atacați de lupi, oamenii atacați de urși, de vulpi, de tot felul de animale sălbatice. Nu aș face chestia, dar așa ni s-o admir dintr-o zonă unde e în siguranță. E wow pentru mine, e wow efectiv. Wow, și a fost tot timpul în zonele astea montane. Alții prin joburile lor normale și viața normală nu au ajuns niciodată prin zone prin care ajungi în momentul în care ești camionagiu. De-aia recomand celor care le place să umble ca nebune prin lume să facă camionagii, fraților, că aveți ocazia să vedeți lumea. Cum spunea Ilie, omul vrea să meargă până unde el duce asfaltul în viața lui. Ceva foarte, foarte mișto din punctul meu de vedere, la cum o spus-o. Deci, practic, omul nu vrea să depășească continentul, precum o spus, din ce-mi dau eu seama. Vrea să rămână și să ajungă pe toate drumurile până unde se gata. La capătul, până unde includem un ocean. Și mișto, mișto, nici eu n-aș vrea să mă mai departe cu camionul. Dar e frumos. Și mai ales acum, uite cei cu Volvo după contrasens, efectiv era să surprindă peisajul ce se vede. Efectiv era scosă cu mâinile afară și cu telefonul să facă poză. Frumos dejaba. Țărișoara noastră frumoasă. Zona asta așa autentică, bă, dar ce zăpadă e, bă, fraților, acolo în față, pe munță aia. Nu m-aș fi așteptat să văd așa ceva. E superbă. Mai uite că ajungem și aici la cotă să facem niște poze. Mai făcut aici eu niște poze șmecheri la cota asta. Și am zis că mă opresc să mai fac. Numai să am locul liber și l-am unde vreau eu să mă opresc. Am și loc unde mă opresc. Cine e la parcărica asta pe margine?
Aici îmi place să mă opresc să fac poză. Și se vede toată zona muntoasă din parcarea asta, e bestial. Bestial la cine? Avem un super, super view, păcat că suntem cu un camion destul de nașpa, dar avem ce face, că mă cațăr acolo în ea sus, vezi ce poză jmecheră trage băiețicul. Așa. Bun. Stăm un pic să se răcească turbina și după o prind de fulețul, luăm o pauză și mă duc acolo în ea sus să fac niște poze. Să surprindem așa și bucata respectivă de munte și cred că și pe acolo mă duc și pe acolo văd eu. Băieții, mă. Plec frumos în cursă, ca băieții, regulamentar de la Cluj, direcția Iași, pe la Vatra Dornei, ghici ce, echipaj de poliție, în mijlocul drumului, agent. Ca orice băiat, regulamentar, caut și tu centura, ghici ce, caut-o de unde nu-i, frățică. Și amu, hai să îți arăși adevărul. De la Cluj am pus husa pe băieții pe scaun. Și ești un băiat. Vreau să-mi trag centura când am văzut poliția. Ghișe, frățivere, nu se poate. Ghișe, fiindcă mi-am pus husa de scaun peste centură, bă, ca mi-aș gura mea. Pe acum, frumos regulamentar, m-am oprit în prima parcare, bineînțeles, după ce am scăpat de poliție, să-mi pun husa cum trebuie, să pot scoate centura, fii mi-ar scârbă. Ai cu bună dimineața, barosanilor. Simt tot aici, cu husa de pe scaun, am scăpat în continuare de miliție. Am găsit un nou loc pe șanț la Washington City, unde se poate face pauză. Am făcut, nu m-a furat nimeni, fiindcă aici lângă noi e biserica, totul conform planului. Aici lângă tarlaua de Urz, în fața noastră se vede centura, pe acolo circulă mașinile, precum puteți vedea. Aici centura care merge spre Vaslui, aici în fața noastră, și aici e un drum înfundat. Mi-a spus unul dintre coleguții noștri la Vanvai că a făcut aici pauză și, bineînțeles, pe încredere, am intrat și aici să fac pauză. Acum avem pauzica făcută și merem să descărcăm acolo la firma aia cu intrare în unghi, unde dai cu spatele remorce jos, cu spatele camionului de bază de remorcă, cu tot felul.
și o să filmăm cu 360 undeva din exterior cum efectuăm intrarea acolo și să vedem dacă cu modelul ăsta e tandem, batem sau nu batem chestii, frecăm sau nu frecăm pe jos. Stai acolo. No, astea și fiind zise, măi, tovarăși, dragi tovarăși, am gătat pauza aici pe șanț. O altă noapte de truck driver câine, viață de truck driver câine, aca câine maidanez. Dăm aici o începere de program, că nu mai știu dacă i-am dat sau nu. Nu i-am dat, că mi-o la comandă. Sau i-am dat acum un minut și mi-a scăpat, nu-i problemă. Dacă începe nimeni mai multe ori, băgăm frumos în viteză. Mi-a liberat frâna de mână. Semnalizare pornită. Și go baby go! Aici în fața noastră, de am dat drumul la cameră, aici în fața noastră e un drum care habar n-am unde duce aici la Iași. În spate e un drum înfundat, ne-am fost eu băgată seara cu spatele. Și ce faci, oare? Ești pe prioritate tu. Că eu zic pe un drum de pe câmp. Bun, azi, drumul ăsta cred că duce, nu știu unde duce, duce el undeva. Într-o parte e Iași, habar n-am unde. Bun. Și acum, mă, băieții, intrăm aici frumos, asta e centura de uricani, sau nu știu cum îi zice, să merg pe o parte Iașului și o poți lua spre Vaislui, sau bineînțeles să intri în Iași. În fața terenului de fotbal, viitorul Iași. Tic-tac, mini-tac. Bun. Băiat de băiat. Ne dă flash, ne dă prioritate. Da, uite, vezi, aici pe centură ne dă 69. La Vaslui o să face 69 dacă pleci aici, precum dă pe indicator. Bun, ne pregătim aici power să suim dealul. Sperăm să nu crape camionul, că toată cursa o bâlbăit, nu știu ce corhaz are. Se întâmplă cu el câteodată să intre într-o stare de tremurat, exact așa o și pot descrie, la relanti. Ai impresia că nu se alimentează camionul și începe și tremură și vrei să pleci de pe loc și ghiși ce, moare motorul. Și iei contactul, îl las un pic, pui contactul, îi dau la automat, își revine. Da, nu pot să îmi dau seama ce se întâmplă acolo. Au problemă pe partea de injectoare sau pe alimentare, până în injectoare sau filtru sau nu știu, habar n-am ce are. Ai impresia așa că până într-o turație gândești că nu se alimentează și nu trage cum trebuie și într-o dată pleacă. Deci nu știu ce are, dar cred că colegul ăsta care mi-a dat camionul să mă duc în cursă o știu de șmecherie și o fost șmecher și o să fiu și eu șmecher și nu o să zic nimica, fiindcă sunt unele persoane care dau camionul să plece pe țară cu probleme și ei se exclude responsabilitatea de a sta în service cu camionul, că lasă, s-a stricat la ala de pe țară și și-a fute capul. E... Eu, sincer, jocurile astea de vrăjală nu le fac și mă fac că nu știu și că nu văd. Și la fel cum o vine el, cu el așa mă duc și eu și să-și fută capul, că nu mi se pare fair play. În schimb, sunt băieți, bă, vezi că are aia, vezi că are aia altă. Trebuie imediat să știe de problemă. Da, da. Uitați ce vreme frumoasă. Ești la ea și 14 grade. La 8.45. Tocmai ce am aflat că The Man Driver de la Washington City, eu nu știam. Poate mă întâlnesc cu el în vară să facem un vlog împreună.
M-am întâlnit cu el și la TTA anul trecut. Sigur ne întâlnim și anul ăsta. Hai da, Roibo! Roibo, ftoi mama lui încă! Madalina! E pula noastră cu 20 suim. Se vede că avem 41 de toni. Ai mamă! Și este un pic de inclinație pe aici. Și mai ales dacă caii zbeți și leșinați. Hai da, uite, 30. Hai da, dafu. Hai da, dafu. Ia să zicem dacă îi schimbăm una. Pică în cap. Hai, 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 așeptea. Hai. Bine, mă. Power to the daf. 30 31. Hai, power, cătă 35. Hai da. Hai da, hai să mai dăm una, să vedem o ia. Ăla-i, bă, băiatule, bă, a 8-a, bă. Bine, da, fu, a 8-a, cu o viteză de 40 km la oră, hai da. A 9-a, io, ce mare dafa asta. Jar pe tobă. Da, uite, ajungem și noi aici la intersecția cu Voineștiu. Da, exact, aici trebuie să iau în dreapta. Bine, ați mai fost voi cu mine la compania asta cu un alt ansamblu, în care tot așa am filmat manevra de intrare, fiindcă să ne cocoțăm la cucuieți de câmpii acolo sus, ca să putem intra în companie și îți dă un pic de furcă să faci acea manevră în calitate de truck driver. Valea Ursului. Ursul, păi ce era bine să vin cu celălalt camion, cu camionul Ursului. Pe Valea Ursului, ce tare. 7,5 tone pe axă. Precum v-am mai spus eu vouă, puține locuri în România unde să ajungi cu brio cap codă pe cursă, să nu intri într-un sector de interzis. Cine pun indicatoarele astea n-au nicio treabă, frate, cu realitatea. Din numai pogorâ din ceruri la ăia trei sati mai încolo, ca să nu intru pe un sector de interzis. Și-or face ea drum privat prin cucuruz. Nu pot să-mi dau seama cum și-o imagina să pună tabla asta. Măcar depune, ca și pe Franța, excepție celor care fac încărcări sau descărcări. Interzis tranzit, da, așa înțeleg că probabil pe aici poți mere și ocoli o bucată și să mergi spre Vaslui. Nu știu, că nu m-am uitat pe artă, că nu m-a interesat. Că tranzit clar nu fac, uite ce vine și ăla de acolo cu o viteză. E, dacă știam că vine atâta de încet, intram să-mi bag gura mea. Foarte încet a venit. Da, lasă că pe viitor ne băgăm la nesimțire. Nu mai facem noi astea, înainte de urcare aici să ne tice ca în iazle, să o luăm din nou de la zero cu acceleratul și cu 41 de toni. Hai da! Bun! Hai că nu vă țin aici să vă plictisesc drumul până la fermă, unde trebuie să ajung. Direct de aici o să plecați afară la 360 să filmăm manevrele.
bun, mă, bojeții. Nebunia lui Salam. Ghișciu percăcei. Ce facem noi aici când ieșim nedirijați, neregulamentari și neajutorați de nimeni într-un drum principal? Cu spatele, deschidem geamurile. Suntem geană stânga-dreapta, pe ce putem vedea cu ochiul. Practic știți voi că din camion, în unele situații, vedem cam tot. Dacă îl iau chiar pe margine, atunci trebuie să facem această șmecherie cu capac, ghișciuperca, ce? Deci dinspre centură nu vine nimica, dinspre sat vine ceva și în acest moment ne scoatem că vedem totul liber. Ia să vedem. Ia uitați. Ulei, mă, băiatul, că n-am dat pe jos. Așa. Cine e mare șef? Cine a lovit camionul? Cine își remorca? Eu. Cadrare perfectă. Și acum decolăm. Mulțumim la toate lumile. Bun, așa e frumos, să mulțumim, să fim fair play cu oamenii care au putut să rupă din timpul lor câteva secunde pentru a face o manevră neregulamentară, din păcate, dar făcută cu brio. Îi dăm mai departe când intrăm prin Washington City să dăm și un telefon, că am fost contactat de un avocat colegul. Hai să vedem și coleguța aici. Văzut, avem coleguță. Da, mă, băieții, mă, ați văzut-o și pe coleguța. În momentul ăsta am gătat și noi din cărcat, mă, băieții, mă. Avem aproape 8 ore de când am plecat cu camionul de pe loc. Mai avem un picus până la 15 ore, cum s-ar spune. N-ajungem la Cluj acasă, fiindcă deoarece și până nu ne ajung oarele de condus, că intre vreo 9 ore, având iară ce drumuri avem. Pe lângă asta, colac pe Stăpupăză, pe Biași, în perioada asta, nu știu ce se întâmplă aici, fraților, dar e jale, efectiv, să lucrează pe lângă călăurile de vârf, îți vine să plângi. Când trebuia să traversezi Iașul, acum îi și jale, fiindcă se mai și lucrează. Deci cred că avem ca și timp necesar pentru traversarea Iașului, cred că în momentul de față e dublu decât în mod obișnuit, am iar că se lucră. Și atunci, în acest caz, cu pași încet și mărunți, eu dăm pe piticuță, părăsim Washington City, cumva, cumva. Aici și ambulanța săraca circulă pe contrasens, că n-ai pe unde altundeva. Și vedem ce mai povestim pe traseu după ce ieșim din nebunia asta de la Iași.
juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine, like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a 10 like a dime bag. Got me feeling like a milli, check the price tag. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and a wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for piss stop. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, huh, cause my style. Bim bang și dimineață, precum ați văzut, modul rachetă, sistemul pucean, am venit azi noapte până la cota 1200, pătihuța, era super hecta, super hectopizdu, bine dacă reușeam să ajung la căsică, dar din păcate n-am ajuns, fiindcă așa a fost să fie, fiindcă la încărcare... Inițial o zis că încar decât astăzi, după care s-o hotărât totuși că încarc ieri. Și atunci, stând acolo până s-o hotărât dânsii, de ce spun dânsii, fiindcă e Iași, la moldoveni, și bineînțeles că nu am mai ajuns și o trebuie să fac o pauză pe tihuța. E joi, e ora 9, după pauză efectuată pe tihuța, bineînțeles, ne chinuim să intrăm în Bistrița, adică pe centura la Bistrița. Ieri ne-am chinuit să facem centura Iașului, fiindcă se lucră pe toate părțile și am avut parte de aglomerație, cursa asta de să-ți bași pixul încă. Nici nu-mi place camionul, sincer să fiu, fiindcă nu se încadrează în standardele mele, e o joale de camion, abia știu să mă dau jos din el. Da, mă băieții, nu mai alungesc cu vlogul ăsta, nu știu exact câte minute am adunat, câte n-am adunat, vedem la editare. Vedem dacă mai lucrăm săptămâna asta ceva, dacă nu mai lucrăm. Asta e. Dacă nu mai lucrăm, nu mai adunăm altceva. Alt vlog. La fel, cum spun de fiecare dată, în încheiere, avem la Bahtalo băieții și ne vedem weekendul viitor, cum facem de fiecare dată, la un nou vloguleța. Bineînțeles, Mircea Andrei, Mirciulică, mă găsesc și pe TikTok, acolo mai facem live și mai interacționăm unii cu alții. Pa!